Născut la 7 ianuarie 1964 în Long Beach, California, Nicolas Kim Coppola este actorul cunoscut mult mai bine sub pseudonimul Nicolas Cage. Deși nu-i place să stea în umbra marelui Francis Ford Coppola, Cage este totuși nepotul regizorului și lucrul acesta nu-l încântă deloc. Sub oblăduirea regizorală însă a acestuia, Nicolas a jucat totuși în Rumblefish și Peggy Sue Got Married. Cage își începe cariera în televiziune în 1981, iar 15 ani mai târziu, cu rolul alcoolistului din Living in Las Vegas, câștigă Oscarul și Globul de Aur. And the Oscar is awarded to Nicolas Cage. Specialiștii apreciază că din cele 60 de filme în care a jucat americanul, pe poziția întâi s-ar situa The Rock, filmul în care, împreună cu Sean Connery, Cage formează un duo infailibil. Ghost Rider, Con Air, Face Off reprezintă alte titluri importante de filme în care actorul american joacă, ultimile două dintre ele fiind la rândul cuprinse între cele mai bune 10 filme realizate de Cage. Pregătindu-și cu atenție rolurile, Nicolas Cage rămâne un actor conștiincios, ține la statutul său de vedetă și este un cunoscut colecționar de mașini faimoase.